va impresiona, nu? Va impresiona, băieți? Salutare tuturor, eu sunt Mihai și bine ați revenit la vlog. Ne prezentăm într-un alt setup, puțin mai verde, puțin mai colorat, fiind sezonul numărul 2. Am zis că totuși la un moment dat trebuie să schimbăm puțin setup-urile, să schimbăm puțin atmosfera. Și astăzi o să vă dau câteva sfaturi despre cum să folosești un dispozitiv foarte simplu sau cum să improvizezi ca să faci niște fotografii mai profesioniste cu un buget extrem de mic. Deci, să începem. De ce toată lumea zice că atunci când este soare afară consideră că este perfect pentru poze? Mamă, sunt 25 de grade afară, soarele bubuie, la ora 12 toată lumea vrea să iasă la poze. Și eu de fiecare dată răspund că este complet greșit. Și toți se uită la mine, dar de ce e complet greșit? Că atunci soarele e lumina cea mai multă, zic, da, dar pentru o fotografie bună, nu ai nevoie de o lumină puternică. Ai nevoie de o lumină difuză. De aceea și noi aici în studio folosim o lumină cât mai difuză. Atât pentru aceste vloguri pe care le realizăm, în afară de câteva vloguri anterioare unde am încercat un setup diferit, cu o lumină puțin mai dură și dacă o să... Și chiar vă recomand să vă uitați la vlogurile anterioare, o să vedeți că pe față voi avea câteva umbre puțin mai dure. Cam asta este efectul dacă faceți fotografii în mijlocul zilei la 12:01, chiar atunci când este soarele cel mai sus pe cer. Așa că sfatul meu, indiferent că faceți fotografii cu telefonul sau cu o cameră foto, este să așteptați o oră mai târzie, când este soarele la un unghi mai jos pe cer, ori dimineața, ori ideal, din punctul meu de vedere, și atunci îmi place cel mai mult să fac poze, este într-o zi norată. Și la fel, toată lumea când aude chestia asta că eu vreau să fac poze atunci când este nor, zic, oh, da, este o zi posomorâtă, este o zi închisă, poate să plouă. Și chiar dacă plouă, ar fi mai interesant, ar fi mai dramatic, să văd reflexiile mai frumos. Dar revenim doar la partea de lumina aceea foarte dură și cerul înorat. Același lucru se reproduce și în studio sau în majoritatea cazurilor la ședințele foto. Dacă ați mai văzut sau aveți prieteni sau ați fost la vreo nuntă și ați văzut că nenea fotograful avea o umbrelă. Era pur și simplu o umbrelă, era o umbrelă albă. Și spuneți, uite și pe nebunul ăsta face poze printr-o umbrelă albă. Nu înțelegeți de ce, dar efectul e foarte simplu. Este același efect ca atunci când faceți o fotografie sau ieșiți afară și este cerul norat. Norul are efect de umbrelă. Așa că astăzi sfatul despre a face fotografii este nu acela de a face fotografii în soare la ore de vârf când este cerul senin, este atunci când este cerul puțin înorat. Poate găsiți o zi când este cerul cu un nor din acela mai difuz, ușor, așa. Pe lângă acea umbrelă de care am spus-o, care are același efect ca un nor, recomandarea mea pentru fotografii începători, chiar și pentru fotografii care au trecut de pasul acesta, chiar dacă faceți poze cu telefonul mobil sau cu o cameră, este să vă achiziționați o blendă. Și aceasta, PAC, este o blendă. Astăzi vom vorbi despre blende și despre lumina difuză. Și ca să vă impresionez puțin, fac așa și s-a deschis blenda. Aceasta este una bucată blendă, care este un material translucid, alb, adică nu schimbă nuanța sau temperatura culorii, dar este super utilă atât în studio, cât și într-un apartament, garsonieră, casă, și în special afară, pentru a crea un nor artificial. Ne ajută foarte mult să scăpăm de acele umbre, în special în mijlocul zilei. Atunci când bate lumina tare, punem deasupra căpuțului această blendă frumos și estompează foarte mult umbrele și face lumina să fie mult mai uniformă pe fața subiectului și dă un efect foarte de beauty, așa. Îl face pe subiect să arate mișto, parcă ar fi dat cu încă un strat de
fond de ten. Chiar și la băieți, dar arată manly, nu arată ciudat. Recomandarea mea este să vă luați o blendă. Aceasta este o blendă destul de mare, găsiți și variante mult mai micuțe sau găsiți variante mult mai mari. Dar recomandarea mea este în special pentru ședințe foto sau pentru chiar și pentru a fotografia obiecte sau orice lucruri mai micuțe. Cu cât difuzia este mai mare, suprafața este mai mare, cu atât lumina care trece prin ea este mai soft. Adică este mai blândă, arată mai bine, poți să face ca fotografia să fie mai scumpă. Indiferent că faceți cu telefonul mobil sau cu o cameră, efectul este unul similar și va crește calitatea fotografiilor voastre. Pe lângă chestia aceasta, care este doar o blendă de, așa ca să nu să am cap cadru, blendă de difuzie, adică intră lumina tare și pe partea asta altă este o lumină difuză, de aceea se cheamă blendă de difuzie. Puteți găsi și o să las în partea de jos a paginii, în descriere, o să las mai multe linkuri, mai multe recomandări pentru diferite tipuri de produse pe care le puteți achiziționa. O altă variantă de blendă și cel mai des întâlnită este aceasta în toate magazinele pe care le vedeți online, în special că fizice, din păcate, nu prea mai sunt așa de multe, în special în Constanța, unde stăm noi. Cred că nu mai este niciun în Constanța de specialitate pentru foto, totul este online. Este această blendă care are reflexie și asta e interesantă de folosit, dar o să discutăm altă dată despre chestia asta sau poate în episodul următor. Dar are acest efect de... este o blendă 5-in-1, dacă nu greșesc, are în interior o blendă normală de difuzie, un strat auriu de reflexie, un strat argintiu de reflexie și o parte neagră, dar despre partea neagră nu vă zic acum, vă zic data viitoare. Așa că dacă sunteți curioși și vreți să faceți niște fotografii mai șmechere, cu un buget foarte mic, vă puteți lua un accesoriu care vă va ajuta în toată cariera voastră de fotograf sau în atâta timp cât aveți ca hobby chestia asta. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Mihai și ne vedem în episodul următor. Încă o chestie, nu uitați să dați un like, un subscribe dacă vă place ceea ce facem noi. O zi frumoasă!